Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Conviețuiri! Am început luna martie vorbind despre mărțișorul, un obicei pe care îl întâlnim atât la români, cât și la diferite minorități naționale. Mărțișorul este inclus pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. Astăzi, în ultima zi de martie, vorbim tot despre o sărbătoare specială inclusă și ea pe această listă UNESCO. E vorba de Nevruz, o tradiție cu o însemnătate specială în lumea musulmană. Cum s-au bucurat de acest moment tătarii din Tulcea, aflăm în câteva momente. Ediția de astăzi este una dedicată sărbătorilor. Pesahul sau Paștele Evreiesc a început în 27 martie și este una dintre cele mai respectate perioade din calendarul iudaic. Este interzis, de exemplu, consumul de hameț, adică pâine dospită, dar sunt și alte obiceiuri îndrăgite, mai ales de copii, cum ar fi împărțitul nucilor. Aflăm mai multe detalii imediat când vorbim și despre Paștele Catolic, sărbătorit anul acesta în 4 aprilie. Aducem în discuție și Ziua Mondială a Teatrului alături de invitați speciali, pentru care ultimul an, cu toate provocările lui, a însemnat o altă raportare la fenomenul artistic. Rămâneți cu noi, ne puteți urmări live pe pagina de Facebook Alte Minorități pe TVR+, dar și pe canalul nostru de YouTube Minorități la TVR. Pentru început, așa cum v-am obișnuit, vedem calendar etnic, rubrica semnată de Ilinca Ciobanu. Activist pentru emancipare evreilor, a fost numit Moses Mendelssohn al României. Născut în Galiția, a studiat filozofia și medicina în Germania și s-a stabilit în Țara Românească, unde a putut deveni medic. La București a inițiat primul spital de copii și este cel dintâi evreu care a ținut cursuri într-o universitate românească. Poetul a primit două nume, al bunicului său din partea mamei, fizician și general rus, Nikita, și pe cel al bunicului patern, Hristea. Îndrăgostit de limba română, autorul necuvintelor o vedea dumnezeesc de frumoasă. Poetul nu are o epocă a lui, epoca își are poeției și, în genere, epoca își vede singură poeții, pentru că să remarcați, talentele sunt foarte multe și foarte varii, dar în fiecare epocă își selecționează tipul ei de talent convenabil prezentului ei afectiv. Dacă au fost și-or mai fi întristări, bucurii, să le alunici de cum nu aș vrea din viața mea tot ce am. Sunt 20 de ani de când a murit compozitorul evreu, cunoscut în epocă pentru șlagărele sale, interpretate de artiști faimoși ca Maria Tănase, Cică Petrescu, Corina Chiriac, Stella Enache și alții. Născut dintr-un tată francez și o mamă poloneză din Moldova, chimistul și-a luat titlul de doctor la Berlin. A înființat în București primul laborator de încercări pe materiale de construcții din România, a cărui experiență și competență au fost folosite de fratele său, Angel Salini, la autentificarea podului Carol I peste Dunăre. Excepționalul violonist din Mahalaua Scaune a urmat conservatorul și a cântat Paganini, dar și vechi partituri ale muzicii lăutărești. Cunoscut internațional în perioada interbelică, el a șters granițele dintre muzica clasică și cea populară și a făcut legătura dintre Mahala și burghezie. Una dintre cele mai importante voci din radio după Revoluție s-a născut la Bacău și era armean pe linie paternă. Mărturisea că și-a considerat tatăl iubirea vieții lui și ar fi vrut să învețe limba armeană, dar nu a avut timp. Tatăl meu era profesor de franceză. Era un om foarte cumpătat și foarte reținut în manifestări. Eu cred că o moștenesc pe mama, eram exact contrariul acestei atitudini. Atras din copilărie de muzica lăutărească, fiul al unui naist și flautist, el a primit un nai cu 12 țevi și a avut primul angajament la doar 13 ani. A fost cu taraful lui Grigoraș Dinicu la Paris, unde a fost remarcat și decorat. Lotca e căruța satelor din Delta, spunea lipoveanul născut la Mila 23, care a devenit unul dintre campionii din satele de pescari. Cu un palmares impresionant, dublu medaliat olimpic și multiplu campion mondial și european, caiacistul a adunat 21 de medalii. Poreclită Madame Mozart pentru talentul și pasiunea ei,
Musiciana s-a născut la Constanța în familia marelui filantrop armean Armenak Manisalian, președinte al Uniunii Armenilor din România la începutul secolului 20. Pianista și-a petrecut copilăria în palatul construit de tatăl său, care însă a fost distrus în al doilea război mondial. Spre deosebire de anii trecuți, Paștele Catolic din 2021 va fi sărbătorit la începutul lunii aprilie, în timp ce Paștele Ortodox la început de mai. Așadar, zilele acestea, credincioșii catolici sunt în săptămâna patimilor, un timp al rugăciunii în care slujbele din biserică sunt organizate cu respectarea măsurilor sanitare din această perioadă. Sărbătoarea Paștelui este un moment al reîntoarcerii la tradiții. Așa se întâmplă și în rândul comunităților de cehi, croați, italieni, polonezi, slovaci, dar și în rândul bulgari din zona Banatului. Cu ziua de flori a început ultima săptămână a postului Paștelui, numită Săptămâna Patimilor, în care credincioșii romano-catolici se pregătesc pentru sărbătoarea Învierii, o sărbătoare altfel și în acest an, în condiții de siguranță sanitară. Sărbătoarea Paștelui înseamnă pentru fiecare dintre noi un moment de reîntoarcere la tradiții, la obiceiurile vechi de sute de ani. Așa se întâmplă și în rândul comunităților etnice de cehi, croați, italieni, polonezi, slovaci și în rândul bulgarilor din zona Banatului. Pentru aceștia din urmă, Sâmbăta Floriilor a fost o zi specială. Atunci a fost sărbătorită Lăzărița, un moment în care fetele îmbracă portul popular și își colindă vecinii, rudele și prietenii, cântând despre învierea lui Lazar, minunea făcută de Mesia. În toate zonele țării există tradiții specifice respectate din generație în generație. În satele cu populație croată, în săptămâna mare, se face curățenie în gospodării, se vopsesc pomii și pietrele cu var alb, se aerisesc hainele și se curăță grădinile. O modalitate de a ura bun venit primăverii și de a primi lumina învierii. Sunt obiceiuri pe care le întâlnim în fiecare casă din țara noastră, în fiecare familie, fie ea de italieni, polonezi, cehi sau slovaci. Și asta pentru că fiecare credincios în parte așteaptă, așa cum se cuvine, bucuria învierii Domnului, care este celebrată în Duminica Paștelui. În această zi, membrii familiei se așează la masă, nu înainte de a spune rugăciunea. Apoi se ciocnesc ouăle și se gustă din preparatele specifice acestei sărbători. Vorbim în minutele următoare despre tradiția pascală în rândul credincioșilor catolici și totodată în rândul comunităților etnice din țara noastră, care se află acum în Săptămâna Patimilor. Alături de noi, în platoul Conviețuiri, este preot dr. Davor Lucacela, etnic croat. Bine ați revenit la noi, părinte! Sărut menile și bine v-am regăsit! Pentru a doua oară trăim Săptămâna Sfântă în contextul pandemiei. Anul trecut eram mai șocați, anul acesta suntem mai apăsați, iar criza economică este și ea apăsătoare. Nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Papei Francisc, rostite în Duminica Floriilor, zilele trecute în 28 martie. Cum arată lumea pentru credincioșii catolici aici în România? Știu că ați fost în mijlocul câtorva comunități etnice în această perioadă. Această perioadă este superbă. Povesteam unui prieten care avea un plug foarte vechi în curte că dacă, de exemplu, austriecii ar avea valorile noastre, jumătate din Viena ar fi muzeu. Tot așa este și cu bogăția pe care o întâlnim în această săptămână a patimilor sau săptămâna sfântă, săptămâna mare. De multe ori vedem 20-30 de lucruri, de exemplu, pe un metru pătrat. Este foarte greu să le vezi dacă nu sunt puse în valoare. La fel și această săptămână are atâtea personaje, atâtea cuvinte frumoase, atâtea mesaje, încât merită să ne aplecăm asupra ei și fiecare minoritate o face în felul ei extraordinar de frumos. Spre ce anume ar trebui, iată, să ne îndreptăm atenția în această perioadă? Sau ce le spuneți dumneavoastră credincioșilor care vin la biserică în această perioadă despre semnificația sărbătorii pascale? Care este sensul acela profund? Ea începe în Miercurea Cenușii, la noi la catolici, durează 40 de zile, culminează cu Noaptea Învierii. Începe printr-un semn extraordinar de binecuvântare cu cenușă. Nu este însă o cenușă obișnuită, omul este într-adevăr din praf, din pământ, dar este un pământ stelar. Unul al, să spunem așa, corpurilor cerești care s-au tot stins milioane de ani. Suntem ceva deosebit și bunul Dumnezeu dă viață. Mai este, de exemplu, un praf sau o cenușă.
pe care o produce omul. De multe ori lasă praf și dezastru în urma sa. Și mai este o a treia cenușă, un al treilea praf extraordinar, unde Dumnezeu ridică omul din toată mizeria în care se bagă și apucăm să vedem oameni într-adevăr care și-au revenit, care sunt mulțumiți. Etnicii italieni povestesc despre Miercurea Cenușii atunci când vin aici la conviețuiri să punctăm toate aceste momente importante pentru fiecare minoritate în parte. Aș vrea să vorbim puțin și despre comunitățile din zona Banatului Cehesc. Ați fost la Aibăntal în această perioadă. La Aibăntal, da, funcționez și la Orșova. Este o comunitate extraordinar de bine închegată, o comunitate frumoasă. Vedeți la fel cum se întâmplă în această săptămână unde Dumnezeu și omul se întâlnesc pe o fășie, un fel de graniță a durerii, a trădării. Nu se întâlnesc triumfal, dar se întâlnesc în dragoste. De multe ori dragostea este jertfă, ea nu este triumf. La fel și acea comunitate mică, în simplitatea și în frumusețea ei, este și va rămâne mereu învingătoare, pentru că acolo sunt oameni deosebiți. Dacă permiteți două secunde, vă rog. Vorbim despre o localitate care este la 400 de metri altitudine. Sunt trei munți, după părerea mea, care conduc această lume. Este Capitolul roman cu dreptul roman. Este Areopagul grecesc cu filozofia și este această a treia culme care este Calvarul, unde ni s-a arătat această dragoste necondiționată. Eu văd și Aibăntalul și toate celelalte localități care sunt tot așa ca și o culme, ca și locuri unde Dumnezeu parcă încă merge pe jos. Deci oamenii sunt atâta de sinceri, atâta de buni unii cu alții, cu alte cuvinte, învingători. Atunci când ne îndreptăm atenția spre oraș, cum stau lucrurile? Pentru că mă gândeam în această perioadă, știind despre lucrurile pe care le vom aduce în discuție la emisiunea de astăzi, mă gândeam la Iisus care intra în Ierusalim în Duminica Floriilor și era întâmpinat cu bucurie de oameni, oameni care peste o săptămână strigau răstigniți-l. Cumva societatea de astăzi nu se raportează uneori la fel la tradiții și obiceiuri pe care ba le respectă, ba nu le respectă. Cum vede un preot toate aceste oscilații ale societății de astăzi? Omenirea de multe ori uită cum ia naștere o scoică. O scoică în momentul în care este rănită, un fir de nisip sau ceva o lovește mecanic, ea dă comanda ca să se secrete o substanță, să se vindece. Acea substanță devine în timp perlă. Povestea, de exemplu, un academician extraordinar din spațiul ex-iugoslav, tăticul său a fost deportat și a fost o copilărie foarte grea și la un moment dat spunea s-ar putea ca toată proza și poezia care am scris-o să se fi născut din lacrimile unui copil. Oamenii de multe ori nu văd acest lucru, ei se grăbesc, dar sunt și cei care văd, sunt și cei care simt. Să știți că ceea ce ne ține și ceea ce ne dă putere sunt acei oameni pentru care, vedeți, noi avem foarte multe personalități și în România, da, și în istorie și în pictură, literatură, sunt personaje, personalități, de ei ne îndepărtează secole. Însă, în cazul nostru, în cazul lui Hristos, este o persoană, nu un personaj, o persoană vie și este, cum să vă spun, dreptul nostru de a simți aceasta. Dar aceste lucruri nu se întâmplă cu ajutorul mâinilor, de multe ori nici măcar cu aminții, și trebuie să te liniștești puțin și să te întâlnești. E păcat să nu te întâlnești cu un om care a putut să iubească atât de mult. Ne întâlnim în această perioadă cu un astfel de om și ne întâlnim cu toții, pentru că mă gândesc acum la libertatea religioasă din România, la recensământul din 2011, pentru că acela a fost ultimul, următorul este acum în pregătire. Au fost înregistrate în România 18 culte și religii, cea mai des întâlnită este cea ortodoxă, urmată apoi de cea catolică, și știm cu toții că aici în România viața religioasă funcționează după principiul libertății cultelor religioase. Cum simt credincioșii și lucrul acesta? Pentru că, iată, avem acest cadru legal, această libertate garantată de Constituție, în viața aceea adevărată, de zi cu zi, a credinciosului. Este o perioadă superbă, bineînțeles, avem o țară care ne dă toată libertatea și este fantastic ceea ce se întâmplă. Vedeți,
Se spune dacă îți dorești să afli ce crede o anumită biserică sau o confesiune, ajunge să deschizi o carte, cum este cea din fața mea. Dar dacă vrei să vezi cum crede, trebuie să vii în mijlocul lor. Și acolo, și merg în mijlocul lor. Și acolo este această comoară extraordinară. Totul este simplu și frumos. În această săptămână vor fi, de exemplu, gânditori, poeți, presa, da, care își vor lăsa birourile și pentru o clipă vor asculta un tânăr care strigă acolo de pe cruce și se roagă pentru dușmanii săi. Tineretul tot așa va fi în stare și este în stare an de an să se uite puțin în spate și să vadă acolo o tânără, Veronica, care ajută pe cineva. Doamnele care se îngrijesc atât de mult de viață, de frumusețe, o să admire tot așa o doamnă care, nu știm cum, dar a reușit să rămână în picioare la crucea pruncului. Și omenirea întreagă va întâlni pe cineva care nu este de confundat cu toți cei necăjiți în istorie care au avut ghinion, cu cineva care a rămas demn până la capăt. Sunt polonezi, italieni, croații, slovacii, cehii și bulgari din Banat, catolici aici în România. Care este mesajul dumneavoastră pentru comunitățile de aici, de la noi? Ar fi extraordinar de greu, de aceea am să mă folosesc de un mic truc foarte frumos. O să vă povestesc ceva din anii de studenție. Aveam printre rugăciuni și o litanie a tuturor sfinților. Se citea din calendarul catolic majoritatea numelor. Bineînțeles, sfinți de-ai noștri din țară extraordinar de puțini. Și la sfârșitul acelei enumerări era o rubrică în care se spunea și toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu și noi glumeam și spuneam: ăștia sunt sigur ai noștri. Toate etniile sunt extraordinare, toate confesiunile și toate naționalitățile au oameni minunați. Ultimul meu mesaj este tot al academicianului de care v-am povestit, legat de toată pietatea care o să fie și la care îi îndemn pe credincioși. Tatăl său, când s-a întors din deportare, spunea, a venit, bineînțeles, cu mâinile goale, n-a avut nimica, zice, casa a tresărit de bucurie, mama parcă a intrat în pământ și zice, noi ne urcam pe muntele tatălui, adică pe tata era atât de mare, și în timp ce ne urcam, îl sărutam, ca mâinile sale să nu mai fie niciodată goale. Ce frumos! Toate rănile acelea și tot ceea ce o să vadă dânsii pe cruce nu sunt altceva decât un cefeu în care suntem înscriși toți. Da, e bine să încheiem așa cu acest mesaj al unității și al acestui împreună despre care vorbim adesea aici la Conviețuiri. Aș vrea pe final să le reamintesc telespectatorilor noștri că și Televiziunea Română, prin postul TVR2, transmite live de la Vatican slujbele de vineri, sâmbătă și duminică. Avem devoțiunea Calea Crucii din Vinerea Sfântă la ora României 22, Vigilia Pascală din Noaptea de Paști la ora României 20:30, precum și tradiționala ceremonia mesajului Pascal Urbi et Orbi din Duminica Învierii la ora României 13. Mulțumesc pentru prezența de astăzi și să ne revedem cu bine. Eu vă mulțumesc, la revedere! Mergem mai departe. Acum, anul acesta, poporul grec sărbătorește 200 de ani de la izbucnirea Revoluției de la 1821, cel mai important eveniment din istoria greacă modernă. Această sărbătoare a elenismului este și un moment de reafirmare a legăturilor durabile dintre Grecia și România. La inițiativa Uniunii Elene din țara noastră, ca un gest simbolic al prieteniei dintre cele două state, clădirea Parlamentului României, una dintre cele mai grandioase construcții din lume, a fost iluminată în 25 martie, Ziua Națională a Republicii Elene, cu drapelul Greciei în culorile alb și albastru. Pe de o parte, așa cum bine știți, astăzi este o zi mare pentru creștinătate, este ziua Bunei Vestiri, iar pe de altă parte, astăzi sărbătorim 200 de ani de la Revoluția din 1821, Revoluție care a plecat de pe pământurile țării românești. Cu atât mai important acest eveniment, cu cât el se sărbătorește în lumea întreagă, în Grecia și în afara ei, noi, cetățenii români din România și greci din această țară, sărbătorim împreună deopotrivă. În această dimineață, în toate bisericile grecești, au avut loc tedeumuri. Thank you.
Totul începe la biserică. Dimineața, la prima oră, comunitatea a fost prezentă la biserică, din păcate în număr destul de redus, datorită condițiilor actuale pe care le trăim și, într-un fel, e bine. Oamenii sunt conștienți, sunt responsabili și se feresc într-o oarecare măsură. Am pornit cu Sfânta Liturghie acest eveniment, deci 200 de ani de la 1821, suntem în 2021, am pornit în felul acesta și am înălțat rugăciuni către Maica Domnului, aceea care și pentru Grecia și pentru România este protectoarea fără condiție a ceea ce dorim să facem, a libertății în general. De aceea astăzi ne-am adunat și în fiecare an, de aproximativ 20 de ani de când sunt eu preot aici la Biserica Ambasadei Greciei și preot pentru comunitatea greacă, pentru cei care sunt vechii greci din București și din România, dar și actualii greci care sunt veniți acum să facă afaceri, să vin cu serviciile aici. Deci pentru această comunitate eu slujesc de aproximativ 20 de ani și în fiecare zi, pe 25 martie, ne adunăm. Pentru mine este o dată foarte, foarte, foarte importantă, fiindcă se întâlnesc două curente, să zicem, care reprezintă Grecia, cea sufletească, de încredere, și cea de a crea un stat independent, așa cum a fost gândit și materializat din strămoșii noștri. Suntem cu toții uniți într-o sărbătoare de importanță majoră. Ca atare, astăzi membrii Uniunii Elene din România aduc un pios omagiu eroilor care au căzut pentru libertate la Drăgășani, la Termopile, în Iași, și exemplele pot continua cu Mănăstirea Secu, Sculeni sau, de ce nu, cu multe alte evenimente de acest gen de-a lungul timpului. Noi, cu autoritățile elene din București, ne-am implicat la mai multe proiecte. Un proiect care probabil și dumneavoastră ați văzut este această proiecție a simbolurilor noastre naționale în Biserica Greacă, care reprezintă civilizație și credința. Vom lumina pentru prima oară în culorile alb-albastre ale steagului Greciei Parlamentul României, așa cum bine știți, cea de-a doua, cea mai mare clădire din lume după Pentagon. Asemenea, manifestări se desfășoară în toate comunitățile grecești din România, în toate filialele Uniunii Elene. La mulți ani Grecia, la mulți ani grecilor de pretutindeni. Dincolo de semnificația ei specială pentru poporul lui Israel, sărbătoarea de Pesah are o conotație universală de celebrare a libertății. Este vorba despre sfârșitul sclaviei evreilor în Egipt, acum peste 3000 de ani, și începutul călătoriei lor spre muntele Sinai. La apusul soarelui, în data de 27 martie, evrei din întreaga lume au intrat în sărbătoarea de Pesah. Aceasta ține 8 zile, iar pregătirile culminează cu noaptea de seder, care cuprinde numeroase simboluri.
Pesahul, considerat și regina sărbătorilor din calendarul iudaic, este marcat de noaptea de seder, când, în cadrul unei mese festive, se citește Haggadah. Pentru a îndeplini porunca de a spune fiului tău, înțelepții poporului evreu au instituit Haggadah de Pesach și au stabilit legea de a povesti despre minunile și miracolele care au fost făcute în noaptea de 15 Nisan, precum stă scris. Amintește-ți această zi în care ai ieșit din Egipt. De Pesach se pune întrebarea, cu ce este această noapte diferită față de celelalte? Anul acesta diferit este faptul că nu ne putem întâlni fizic la sederele colective care se organizau în comunitățile evreiești. Anul acesta, acestea vor avea loc doar online. Din păcate, pandemia ne ține departe unii de ceilalți și trebuie să ne rezumăm la activitățile pe care le putem organiza în mediul online. Vreau să vă spun doar că și în acest an, ca în anii anteriori, Federația a făcut efortul financiar și de distribuție a alimentelor și băuturilor ritoare, respectiv azimă, făină de azimă, vin ritual, astfel încât membrii comunităților să aibă ce pune pe masă, mă refer la produsele tradiționale de Pesach. Pesahul sau Paștele Evreiesc reprezintă momentul fondator al poporului lui Israel, căruia i s-a acordat libertatea, care își găsește împlinirea prin Tora, legea primită în Sinai și rezumată în Decalog. Sederul de Pesach constă într-un număr de rituri, rugăciuni, cântece și mai ales lectura Haggadei. Aceasta din urmă se raportează la exodul egiptean și nu este opera unui singur autor. Ea cuprinde texte biblice și texte din Mishnah, care relatează regulile și riturile serii pascale. Despre semnificația sărbătorii de Pesach și despre tradițiile specifice acestei perioade din calendarul iudaic, vorbim cu invitatul nostru din acest moment, prim-rabinul comunității evreiești din România, Rafael Schaffer. Bine ați revenit la noi! Mă bucur să fiu aici! Și noi, asemenea, atunci când vorbim despre această sărbătoare de Pesach, care este cel mai important lucru pe care trebuie să-l amintim? Greu de spus cel mai important, toate trebuie amintite. Poate un lucru care nu e scris explicit, dar o concluzie pe care o putem trage. E că Dumnezeu este atotputernic și lucrurile întotdeauna se pot schimba spre bine. Să nu pierdem nădejdea. Să nu pierdem nădejdea, mai ales după acest an provocator. Una dintre curiozitățile mele era aceasta. Cum arată viața religioasă? Cum arată o zi de sărbătoare la sinagogă după acest an atât de provocator? Comunitatea evreiască s-a adaptat la tot ceea ce ține de măsurile sanitare, dar în egală măsură nu a uitat de ceea ce este important în astfel de momente. Mulți vin, dar mai puțin decât veneau în anii trecuți, mulți își desfășoară această activitate acasă. E mult mai ușor când vii la comunitate, cineva îți ține noaptea de sedă, îți ține ritualul, vii, întâlnești prieteni, mai asculți, mai nu asculți, zici că ai făcut. Anul acesta fiecare a fost nevoit să-și asume răspundere, ori nu face nimic, ori face singur, să-și asume o răspundere. Și chiar m-am mirat în ce mare măsură oamenii care până acum doar veneau și ascultau au devenit activi și și-au organizat singur masa de seder. Și le-a fost important să organizeze și au învățat. Și noi i-am sprijinit. I-am învățat ce să facă, le-am arătat ce să facă. Comunitățile mari care au cantine rituale au primit comenzi și le-au făcut mesele celor care n-au putut să gătească singuri, dar până la urmă oamenii și-au asumat răspunderea și au desfășurat activitatea pe cont propriu. Deci au învățat mai multe odată cu toate aceste restricții. Da. Ce i-ați învățat să facă? Ce trebuiau ei să facă și nu știau? Știau, dar nimeni nu avea încredere că știe. Mai mult decât ai învățat pe oameni ce să facă, a fost să le dau curajul, faceți chiar dacă greșiți, dar faceți. Data viitoare veți face mai bine. Haggadah de Pesach este una dintre cele mai răspândite cărți din istoria omenirii, alături de Tora, alături de Biblie. Ce înseamnă, de fapt, Haggadah? Care este mesajul inerent? Povestirea celor întâmplate. Povestirea celor întâmplate
Iar concluzia povestirii este datoria de a mulțumi pentru ce s-a întâmplat. Nu li s-a întâmplat lor, ci nouă ni s-a întâmplat. Căci dacă strămoșii noștri n-ar fi ieșit din Egipt, noi și copiii noștri și copiii copiilor noștri tot înrobiți ar fi rămas. Am un exemplu. În China, până înainte de Revoluție, când sclavia și-a schimbat doar forma, dar sclavia era oficială, legală în China până înainte de Revoluție. Deci sclavia nu se dizolvă de la sine. Acest moment a început dizolvarea sclaviei. A mai luat 1300 de ani, 1500 de ani până s-a dizolvat și a trecut într-o structură ceva mai liberă a iobagilor, dar atunci a început atunci s-a născut spiritul Revoluției. Așadar, Haggadah spune fiecărui evreu trei lucruri esențiale: cine este, de unde vine și ce reprezintă. Da. Și în egală măsură pune accentul pe întrebările pe care trebuie să le pună copiii. Ați amintit mai devreme de copii, atunci când vorbim despre identitatea și despre continuitatea evreiască. Unul dintre aceste mesaje din Haggadah este acela de a încuraja pe copii să pună întrebări, dar în egală măsură de a-i învăța sau de a ajuta pe adulți să dea răspunsuri logice. Nu? Da, da! Care e cea mai provocatoare întrebare care v-a fost adresată de Haggadah? N-aș putea să răspund. Provocările se nasc tot timpul, dar această formă ține și de conținut, deoarece forma omului liber este de a pune întrebări. Și cel care pune întrebările nu este copilul mai măricel care deja știe. Întrebările pune cel mai mic copil din familie pentru a-i arăta. Și tu ai valoarea ta, și tu ai importanța ta. Nu există nimeni care nu e important. Știi să-ți deschizi gura, întrebi, merită să fie în centrul atenției. Deci până la urmă despre asta este vorba, despre a le acorda atenție tuturor. Indiferent cât de mici ar fi. Da, da. Copiii au rostul lor în toată această sărbătoare. Când făceam cu copii, acum sunt cu comunitatea. Da. Dar când eram cu copii, mă străduiam să vorbesc puțin și să las copiii să vorbească cât mai mult, să întrebe, să răspundă, să discute. Cel mai bine aude omul ceea ce spune el însuși. Să învețe răspunsurile, să-și dea ei răspunsurile. Cu cât vor vorbi mai mult, le va intra mai bine în urechi. Noi am vorbit mai devreme aici la emisiune despre Paștele Catolic. Va fi sărbătorit la început de aprilie. Paștele Ortodox va fi la început de mai. Iată un decalaj de 4-5 săptămâni. Sunt diferențe de dată atunci când vorbim de Paștele Catolic și cel Ortodox. Acum, iată, vorbim despre Pesah. Care sunt asemănările între Paște și Pesah? Există? Cum să le punem? Pe ce palier? Ați pus o întrebare pe care nu sunt pregătiți. Eu nu cred asta. Chiar nu știu să răspund. Îi se spune Paștele Evreiesc Pesahului și eu m-am întrebat de ce. De ce îi se spune Pesahului Paște Evreiesc? Pentru că există o legătură între, dar chiar nu e felian. Atunci vorbim despre obiceiurile care se păstrează în această perioadă, că vă întrebasem mai devreme ce fac copiii, ce se pune pe masă, ce ați învățat pe oameni să facă. Chiar dacă ei știau, asta am reținut, știau, dar poate n-aveau curajul acela. Da, i-am învățat că scopul este de a povesti. De ce și mâncăm în aceeași masă? Pentru că ceea ce auzim intră pe o ureche, dar stomacul nu uită. Deci avem discuții la masă, despre asta este vorba, da. Nu? Nu doar discuții la masă, masa servește mesajul. Nu doar povestim această, azi am uitat să aduc. Istorie a evreilor. O mâncăm, simțim gustul, gustul pâinii nedospite pe care au mâncat-o ei. Da. Simțim gustul ierburilor amare ne aduce aminte de amărăciunea lor. Ne simțim puțin acolo.
Și e important să ne simțim acolo. Da, da, pentru că memoria stomacului e mai puternică. Apropo de memorie, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că iată, am pomenit de Haggadah și despre importanța acestor întrebări pe care toată lumea trebuie să le ridice. Este o întrebare legată de identitatea dumneavoastră, dacă vreți, și de drumul pe care l-ați ales la un moment dat în viață. Ați fost programator, ați lucrat în IT, ați studiat matematica, filozofia și la un moment dat v-ați îndreptat către religie. De ce? La întrebarea asta, sigur, aveți răspuns. Nu, e o întrebare foarte grea, la care până la urmă răspunsul nu răspunde. Am intrat la o ieșiva, o școală în care se studiază Talmudul și am simțit că între acești oameni e locul meu. Și e bine, pentru că iată, acum dați mai departe o mulțime de învățăminte. Suntem și noi alături de toate evenimentele pe care le organizează Federația. Avem și o emisiune special dedicată Mozaica. Mulțumesc pentru astăzi și vă mai aștept aici la noi, să știți. Vă mulțumesc, cu plăcere voi veni. Mergem mai departe acum. În 21 martie, toate popoarele turcice sărbătoresc Nevruzul, un obicei vechi de mii de ani. Denumirea vine din limba persană, nev, care înseamnă nou, și ruz, care înseamnă zi. Este vorba așadar de un nou început în care natura renaște, iar oamenii se bucură de venirea primăverii. Obiceiurile se țin și în România, în toate comunitățile de turci și tătari. Anul acesta, cu respectarea măsurilor impuse de pandemie, tătarii din Tulcea au organizat câteva manifestări tradiționale. Primăvara este prilej de veselie pentru turcii și tătarii din Dobrogea. Pe 21 martie se sărbătorește Nevruzul sau Naurezul, care simbolizează perioada în care natura reînvie. Este sărbătoarea care marchează venirea primăverii în rândul popoarelor turcice și este cunoscută ca cea mai veche sărbătoare etnofolclorică a lumii islamice. Acest eveniment a fost sărbătorit și în acest an de către comunitatea tatară din Tulcea și găzduit de Biblioteca Județeană Panait Cerna din Tulcea. Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea a găzduit multele evenimente care se desfășoară în orașul Tulcea. Unul unde ne aflăm și noi astăzi, în foaierul bibliotecii, o expoziție cu obiecte tătărăști al comunității tătărăști din Tulcea. Este adevărat, Tulcea este un exemplu de bună practică pentru noi toți, pentru România și pentru alte comunități. Nevruzul este simbolul revenirii naturii la viață, ocazie cu care copiii colindă din casă în casă cu o creangă înmugurită, vestind sosirea primăverii. Gazdele împodobesc creanga cu diverse obiecte de artizanat și îi răsplătesc pe copii cu bani, fructe și dulciuri. Vrem să lăsăm în continuare tradițiile, obiceiurile, moștenirea noastră copiilor și tinerilor în continuare. Cum ați perceput dumneavoastră evenimentele care au avut loc în cadrul bibliotecii, comparativ cu celelalte evenimente care se organizau așa mai liber? Cred că cu o mare bucurie sufletească, nu doar din partea noastră, ci și din partea participanților, pentru că ne era dor unii de alții. Și s-a văzut clar emoția cu care ne-am revăzut și ne-am întâlnit și, într-adevăr, perioada aceasta destul de dificilă ne-a obișnuit să ne reinventăm. Toți am fost fericiți să descoperim latura frumoasă a acestei comunități, cât și să vedem cum
se străduie și tătarii să-și promoveze cultura, tradiția, dar și obiectele acestea pe care le pictează. Detalii despre această sărbătoare inclusă pe lista patrimoniului UNESCO a venit în platoul Conviețuiri domnul Ahmet Aledin, subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice și Etnic Tătar. Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Am spus neapărat etnic tătar, știu că vă place să punctăm etnia, mai ales de fiecare, de fiecare dată, da? Mai ales că acum vorbim, iată, de o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare cu dată fixă, chiar asta povesteam înainte de a intra în direct, fiindcă, iată, în ediția de astăzi vorbim despre foarte multe sărbători specifice comunităților etnice din țara noastră. Am vorbit despre Paștele Catolic, am vorbit despre Pesach, acum vorbim despre Nevruz, dată fixă, 21 Așa martie. Așa este, în comparație cu celelalte sărbători, da, de data aceasta religioasă, uh-huh, pe care le au comunitățile tătară și turcă din România. Mă refer la Ramazan Bayram și Kurban Bayram, care au date de sărbătoare, date mobile. Uh-huh. Ele se schimbă permanent. Spuneați foarte bine că, într-adevăr, această sărbătoare, care nu are neapărat conotații religioase, este o sărbătoare cu dată fixă. 21 martie înseamnă data când se sărbătorește acest eveniment, Naurez în limba tătară, da, Nevruz în limba turcă. Aș vrea să povestim un pic despre asemănările dintre toate aceste tradiții care există în România. Mi se pare un drum interesant, acela al asemănărilor dintre noi, mai degrabă decât cel al diferențelor. Știu că de Nevruz se vopsesc ouă, așa cum se vopsesc și la noi. Ce înseamnă pentru tătari, da, acest vopsit? Povestea este una fabuloasă, povestea legată de această sărbătoare. Este una fabuloasă, cu o vechime îndelungată, cunoașteți foarte bine, fiecare an se povestește acest lucru, cel puțin 5.000 de ani vechime. Chiar vreau să vă întreb, 3.000 sau 5.000? 5.000 este o sărbătoare apărută în zona Iranului de astăzi și care are la origine filozofia zoroastristă. Uh-huh. Așadar, sunt elemente care duc foarte mult timp în istorie. Mă întrebați că sunt și tradiții comune, exact, legate de ouălor. Inclusiv vopsitul ouălor. Da. Așa este, se vopsește și la noi, în cadrul acestei sărbători se vopsesc ouăle și singura diferență este însă că se pune și o foiță de ceapă, iar cojile ouălor se aruncă pe pământ, tocmai pentru că trebuie să ne despărțim de vechi și să începem o nouă etapă a vieții noastre. Sunt foarte multe elemente simbolice și în toată această manifestare. Știți foarte bine, la fel de bine, cum că tinerii pornesc dimineața cu colindul, da, cu crengi de care sunt agățate diferite elemente, mă refer batiste, maramă, flori, și pornesc, se duc cu colindul la casele oamenilor mai în vârstă, se merge la cimitir pentru a face curățenie la locul, la locul, la mormintele, da, apropiaților, da, se vizitează familiile între ele, se aruncă pe un foc făcut mai spre seară, se aruncă hainele vechi, tocmai pentru că trebuie să ne despărțim de tot ce a fost urât, iarna grea,
cu vijelii, da, cu partea urâtă a anotimpului, săritul peste foc, se aruncă aceste elemente vestimentare în foc, tocmai pentru că trebuie să ne debarasăm de tot ce a fost vechi și să începem o nouă etapă a vieții. Așadar, simbolistica este esențială în această zonă a acestei sărbători, Naurezul. Este o sărbătoare care ține, iată, de acest ciclu al anotimpurilor, al naturii. Da, pentru că această zi coincide cu ziua echinocțiului de primăvară. Exact. Și da. Să știți că această sărbătoare, diferitele forme ale ei apare la foarte multe popoare. În general, cam toate popoarele în perioada aceasta au câte o sărbătoare de acest gen. De altfel, am participat la foarte multe acțiuni legate de sărbători care vestesc venirea primăverii, pentru că până la urmă despre acest lucru este vorba. Comunitățile în această perioadă, cu respectarea măsurilor sanitare, au organizat mai multe evenimente, indiferent că vorbim, iată, de Nevruz, indiferent că vorbim de Paștele Catolic sau de Pesac, elementele de dinainte de aceste sărbători. Am avut mărțișorul la început de martie. Cum arată toate aceste sărbători la un an de pandemie? Ați fost în mijlocul oamenilor. Sigur, s-au întâmplat aceleași lucruri care se întâmplă de ani de zile, dar a fost ceva diferit totuși anul acesta. Da, a fost ceva diferit în sensul în care bucuria revederii a fost una imensă. Oamenii erau dornici să-și reia viața, chiar și parțial. Pentru că așa este, trăim o perioadă extrem de complicată din punct de vedere sanitar. Dar spuneam că am participat la diferite acțiuni. Săptămâna trecută am fost la Carașova, în mijlocul comunității croate. În urmă cu două săptămâni cu reprezentanții comunității elene am sărbătorit ziua Greciei. În urmă cu 3-4 săptămâni am fost la Arad, în mijlocul comunității rutene din România. Așadar, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni bucuroși că ne revedem. Bucuria a fost mult mai mare. Iată că această pandemie a scos și latura aceasta a noastră, a sensibilității sufletelor, pentru că ne-am apropiat din nou unii de alții și am văzut că există această bucurie. Dacă în alți ani participam la manifestări și sigur exista acea rutină cu oameni cu care te întâlneai, sigur că eram politicoși unii cu ceilalți. De data aceasta însă, ca un element în plus, a apărut această bucurie și o bucurie imensă din partea oamenilor. Și nu v-ați mai simțit obosit când ați făcut ore? Nu, a mai fost nicio oboseală nu s-a simțit, nicio oboseală, din contră aș spune că o bucurie imensă și din partea mea, pentru că m-am dus și mi-am revăzut foarte, foarte mulți prieteni. Ați vorbit, iată, de această sensibilitate care a ieșit la suprafață, care există în fiecare dintre noi. Da. Apropo de lucruri sensibile, care este amintirea care v-a rămas acolo așa? Cea mai dragă, apropo de Nevruz, mă refer la copilăria dumneavoastră, nu la toate evenimentele care se organizează acum în comunități. De obicei, aceste tradiții au fost păstrate într-un mod natural când părinții noștri erau copii, bunicii noștri erau copii. Din păcate, generațiile noastre au prins și au văzut ceea ce se petrece în cadrul acestor sărbători la modul demonstrativ. Adică nu se mai păstrează în familia tradițională? Da, nu se mai păstrează în familia tradițională, mai ales în zona urbană. Și atunci, firesc, după anul 1989, când am avut această posibilitate să organizăm manifestări și să readucem în prim plan diferite tradiții pe care, din păcate, în perioada comunistă începusem să le uităm, în momentul acela am redescoperit și aceste tradiții și în fiecare an diferite filiale, diferite organizații au realizat manifestări care să arate cum se petrece o zi de Naurez. Așadar, am descoperit și noi, sau am redescoperit, mai bine spus, și noi aceste manifestări odată cu organizarea de după anul 1989. Dar lucrul acesta nu înseamnă că în cadrul comunităților rurale tradiția nu este dusă mai departe. Cu siguranță este dusă mai departe. Să sperăm că vom avea această putere, această posibilitate să ducem mai departe această tradiție. Mă uitam și puțin mai devreme și am văzut imagini de la Tulcea, unde o inimoasă doamnă, doamna Reana Dilșah,
extraordinare, tătălai, că reușește să organizeze aceste manifestări, sigur, în cadrul filialei locale a Uniunii Democrate a Tatarilor Turco-Musulmani din România, dar nu este singura. Foarte multe doamne, în general doamnele, s-au preocupat de organizarea acestor manifestări. Și la Mangalia, doamna Membulat Gulgian și actual, și doamna care este în momentul de față președinte al filialei Mangalia, și la Constanța, mă gândesc la doamna Bari Turchian, mă gândesc la doamna Narcis Amza, mă gândesc la foarte multe doamne, filiale locale din Valea Dacilor, Megidia, Valului Traian. Permiteți-mi să nu merg mai departe pentru că a supărat pe cineva omițându-le. De aceea, este clar că toată lumea punctează. Lumea chiar cu bucurie organizează aceste manifestări. Așadar, Naurezul este adus în atenția tătarilor din România odată cu toate aceste manifestări și este, iată, mai mult decât o sărbătoare, este o reconectare cu ceea ce era înainte de siguranță, pentru că până la urmă aceste sărbători au misiunea, în primul rând, de a crea noi prietenii sau de a face noi prietenii, pentru că este momentul când trebuie să uiți de supărări, trebuie să fii conciliant, să redevii prieteni, să mergi din casă în casă, să te vezi cu oamenii, să vorbești, să te bucuri de viață, pentru că până la urmă acesta este rolul principal al acestei sărbători. Foarte, foarte pe scurt, alte proiecte demne de menționat pentru viitorul apropiat, sigur, toate organizate cu respectarea măsurilor sanitare din această perioadă, ale DRI, desigur. Ale departamentului și m-aș referi doar pe zona comunității tătare, pentru că sigur... Da. Am zis DRI, da. Etnic tătar, așa am început. Era nevoie de acțiuni, manifestări care să pună în prim plan această comunitate. Cunoașteți foarte bine că noi la nivelul departamentului am realizat acel muzeu virtual al tătarului și turcilor. Uh-huh. Eu cred că este cea mai importantă realizare pentru comunitatea tătară din ultimii ani. Este un proiect preluat cu voia noastră, cu siguranță, și de alte instituții. Mă gândesc la Institutul Cultural Român Dimitrie Cantemir de la Istanbul. Da. Iată că am ieșit în afara țării cu acest proiect, cu acest muzeu. A avut un mare succes acest muzeu. Am demarat de ceva timp un proiect extrem, extrem de important. Mă gândesc la revigorarea limbii tătare și am Sunteți făcut Sunteți de foarte mult pe zona asta. Un pionier. Pași importanți de a reface clasele cu predare în limba tătară, sigur, la nivel opțional, și avem câteva centre unde există oameni moși și care ne-au promis că ne vor sprijini să realizăm aceste clase cu predare în limba tătară, pentru că nu e așa, limba maternă este până la urmă este elementul esențial, și am spus lucrul acesta de foarte multe ori. Iar numai departe, astăzi 31 martie, Nichita Stănescu ar fi împlinit 88 de ani. Și o prietenie reprezentativă câteva, pentru români și sârbi, pentru că l-avem pe Adam Pusloici, care îl traducea. Al literaturii române, care spunea că știu de 7 ori limba română, așadar sunt un poliglot de limbă română. Ce frumos a spus așa. Da. Și noi încercăm să refacem acest ciclu al reconectării la limba maternă, în primul rând. Este elementul esențial pentru comunitatea tătară. Și încheiem așa, cu acest mesaj atât de puternic și atât de important. Limba maternă este esențială. Mulțumesc pentru astăzi și să ne revedem cu bine. Și eu vă mulțumesc. Mergem mai departe acum. Problematica etniei și a identității se dovedește a fi în zilele noastre una de maxim interes. Practic, odată cu problemele de ordin economico-financiar, cele de ordin etnic și minoritar apar ca o prioritate. Relația cu celălalt, diferit ca rasă, cultură sau etnie, devine pentru o societate multiculturală ca a noastră o adevărată provocare. Urmează rubrica Pe înțelesul tuturor. Astăzi despre conceptul de identitate cu Alin Fumurescu, profesor asociat de științe politice la Universitatea din Houston. Aici se cuvine să lămurim din capul locului un lucru. Nu a existat eu care să nu trăiască într-o societate mai mult sau mai puțin multiculturală, iar asta dintotdeauna. N-am inventat noi gaura de la macaroană. Dar și acum vă spune ceva care s-ar putea să surprindă. Înaintea apariției statului național modern, omul medieval avea, ca și noi, multiple identități. Avea o naționalitate, aparținea de o breaslă, de o parohie și așa mai departe. Dar aceste identități făceau parte din partea exterioară a eu-ului. În afara acestei exista partea interioară a eu-ului, care nu era supusă niciunei autorități exterioare. Nu erau două euri,
Eu e ca o monedă cu două fețe. Nu poți avea una fără cealaltă, chiar dacă sunt diferite. Am o identitate unică pentru că sunt identic cu alții și pot fi identic cu alții doar în măsura în care am o identitate unică. Etimologia comună, id ens, e relevantă în acest sens. Iar din păcate, noi moderni am uitat asta, de aici și mulțimea de anxietăți și de panici identitare. Să spunem pe șleau, dintr-o lere a gândirii, e mai comod așa, când faci parte dintr-o majoritate, orice majoritate, uiți că și tu, la rândul tău, ești o minoritate privit de undeva de mai de sus. Numai ei sunt etnici, noi suntem români. Mă îndoiesc însă că acest fel de gândire va rămâne, sau chiar că mai este acum predominant. Prea mulți români au fost pe afară, au stat și au lucrat pe afară, așa că au experimentat pe pielea lor ce înseamnă să fii etnic cu sensul de minoritate. Asta ar putea zgâlți serios, dacă n-a făcut-o deja, repet, anumite reflexe de gândire. Acesta ar fi unul dintre beneficiile libertății de circulație. Înveți să te pui și în papucii altuia, să vezi aceleași lucruri din perspective diferite. Îngăduiți-mi să completez întrebarea. Care identitate primează într-un anumit context? E limpede că în clipa în care am pus piciorul afară din țară, am încetat să mai fiu majoritar. Asta nu înseamnă că încetez a mai fi român, ci că această identitate e trecută de voie de nevoie pe un plan secund. Dacă bunăoară ajung până în America sau în China, identitatea mea primară va fi cea de european. Dacă rămân în țară, la fel, depinde. Dacă merg la colindat sau cu plugușorul, presupunând că mai merg în loc să suspin urmării la televizor plugușorul și colindele, atunci firesc prima mea identitate este cea de român. Dacă însă vine vorba de politică, situația se bifurcă. Pe de o parte, uităm că suntem cu toții români atunci când vine vorba despre preferințele pentru un partid sau altul. Pe de altă parte, ne amintim că suntem români, etnici români, când nu trebuie, și anume în relațiile cu minoritarii etnici sau de altfel. Atunci când încalcă a doua dintre cele 10 porunci și devine chip cioplit. Altfel spus, atunci când identitatea se idolatrizează. Mai cu seamă în ziua de astăzi, se cuvine să ne mai relaxăm atunci când vine vorba despre identități etnice, lingvistice, religioase, sexuale și așa mai departe. Asta nu înseamnă câtuși de puțin că ar trebui să renunțăm la aceste multiple identități. Nu sunt toate o apă și un pământ, pentru că asta ar fi mocirlă. Înseamnă doar să acceptăm că niciuna dintre aceste identități exterioare m-ar defini pe mine ca individ unic, după cum nu-l definește nici pe cel din fața mea, pe celălalt. Și uite așa ajungem iarăși la percepția greșită a euului în societatea contemporană. Avem tendința de a repudia trecutul ca fiind învechit și atunci aruncăm vorba aceea copilul împreună cu apa murdară din copaie. Într-o perioadă marcată de insecuritate, așa cum este cea pe care o traversăm de un an de zile, cultura a avut foarte mult de suferit. Oricâte spectacole, concerte sau lansări de carte au fost organizate în mediul online, nimic nu a mai semănat cu ceea ce știam înainte. Însă lumea nu s-a oprit în loc. Artiștii s-au reinventat, publicul a început să consume producții virtuale și să cumpere bilete la reprezentații pe care le-au văzut de pe canapeaua de acasă. S-a întâmplat și în 27 martie, când a fost Ziua Mondială a Teatrului. Sărbătoarea are o tradiție de 6 decenii și a fost propusă de Institutul Internațional de Teatru. Până în 2020, această zi era un adevărat festin cultural. De 6 decenii sunt sărbătorite în întreaga lume artele spectacolului. Ziua Mondială a Teatrului este marcată în 27 martie prin diverse manifestări care aduc publicul mai aproape de artiștii preferați. Din cauza pandemiei, reprezentațiile au fost mutate în mediul online anul acesta, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Și nu doar în cazul acestei sărbători importante pentru cultura din întreaga lume. Marile evenimente teatrale, cum este Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, dar și spectacolele din stagiunea obișnuită a teatrelor românești au fost regândite și adaptate pentru difuzarea pe internet. În
martie 2021, după un an de pandemie, situația din lumea teatrului nu s-a schimbat prea mult. Poate de aceea cuvintele actriței Helen Mirren sunt mai grăitoare decât oricând. În fiecare an, un om al scenei este invitat să adreseze un mesaj întregii lumi teatrale, atât profesioniștilor cât și spectatorilor. Au fost timpuri atât de dificile pentru reprezentațiile cu public și mulți artiști, tehnicieni, artizani l-au înfruntat din interiorul acestei profesii, marcate deja de sentimentul de nesiguranță. Poate că tocmai această perenă stare de insecuritate i-a făcut mai apți să supraviețuiască acestei pandemii cu inteligență și curaj, spune actrița Helen Mirren în mesajul său de anul acesta, mesaj preluat de toate instituțiile teatrale din lume, fie ele de stat, fie independente. În România, teatrul este unul dintre segmentele culturale care, de-a lungul anilor, a punctat câteva premiere. Oravița, de exemplu, este un oraș multietnic unde trăiesc alături de români, germani, maghiari, cehi, slovaci, sârbi, croați, evrei și romi. Mai multe culturi și confesiuni religioase, așadar, care au dat un aer aparte acestui oraș, din patrimoniul căruia face parte și Teatrul Mihai Eminescu. Cea mai veche clădire de teatru din Banat și primul edificiu dedicat spectacolelor din cultura română actuală. Și Iașul se poate mândri cu astfel de povești. În urmă cu 145 de ani, Avram Goldfaden înființa acolo primul teatru profesionist în limba idiș din întreaga lume. O tradiție dusă astăzi mai departe de Teatrul Evreiesc de Stat din București. Oricât de provocatoare ar fi vremurile în care trăim, important este să nu uităm de cultură. Un domeniu adesea trecut cu vederea, deși fără el nicio comunitate din lume nu și-ar putea contura identitatea complet. Teatrul face parte din această identitate. S-a născut la Constanța în 1975 într-o familie de tătari. La început nu era foarte pasionat de teatru, în schimb mergea la toate filmele pe care le prindea, chiar dacă în sală erau doar câțiva spectatori. Apoi a venit la București, unde a intrat din prima la un ATC. Astăzi este un nume cunoscut în lumea actoriei și nu doar pentru că îl cheamă Elias Ferchin, ci și pentru că a jucat într-o mulțime de filme și spectacole de teatru. În plus, a realizat mai multe dublaje în limba română pentru diferite animații venite din afară și cochetează în egală măsură cu cinematografia americană. Un nume și o voce inconfundabile, așadar. Elias Ferchin, la conviețuieri despre Ziua Mondială a Teatrului și nu numai. Bun găsit! Mulțumesc pentru invitație. Așadar, bine v-am găsit. Cine este Elias Ferchin, dincolo de toate aceste reușite pe care le-am amintit mai devreme? Cine să fie? Un om simplu, un om modest, un om care și-a dorit foarte mult să facă ceea ce face. A fost o pasiune care a început de foarte devreme, de la vârsta de 4-5 ani, datorită faptului că vacanțele de vară le petreceam la bunici, unde o foarte bună prietenă a bunicii mele se ocupa de căminul cultural. Și acolo participam la toate proiecțiile de filme care se dădeau în weekend. Ulterior, fiica acestei doamne a devenit mătușa mea, s-a căsătorit cu fratele mamei și ea m-a luat în permanență, m-a luat cu ea și făceam împreună, pregăteam proiecțiile filmelor. Și așa a început acest microb care a devenit încet, încet ca un tăvălu care a crescut și a crescut și nu mi-a dat pace nici până acum. Avem așadar aceste reușite profesionale, avem pasiunea care iată a fost motorul pentru toate aceste succese pe care le-ați avut. Există pasiunea. Și trebuia să mai puneți ceva după Elias Ferchin, tătar. Da. Ați crescut în această cultură, ați păstrat aceste tradiții în familie? Cum le-am păstrat, le păstrăm în continuare. Da, le trăiesc și păstrăm toate obiceiurile și tradițiile pe care le avem. Care sunt acele obiceiuri care vă sunt cel mai dragi? Noi am vorbit mai devreme cu Ahmet Aledin despre Neurez. Este o sărbătoare care nu ține de religie, dar este o sărbătoare importantă pentru tătari. Naurezul la tătari, Nevruzul la turci.
Da, sunt sărbătorile care marchează în fiecare an, așa cum și la creștini sunt sărbătorile de Crăciun și de Paște, așa sunt și la noi cele două sărbători care se numesc Bairam, Kurban Bairam și al doilea Bairam, care este o sărbătoare a dulcelui, a ajuta oamenii nevoiași și a-i sprijini. Da, este o componentă importantă pe care am observat-o la foarte multe comunități etnice și la aceste sărbători, fie ele religioase sau nu. Ideea aceasta de a-l ajuta pe celălalt, de a-i da ceva din puținul tău, multul tău, e mai puțin important. Cred că este din originea, din religie, din asta spune religia cam în tot ce este scris despre ea, despre a-ți ajuta aproapele și ca în toate religiile altfel, exact, nu? Exact. Da. Se reflectă ceva din această origine etnică în viața dumneavoastră profesională? Cam înțeles, în cea personală este vizibilă, păstrați aceste tradiții. N-am pornit cu acest gând niciodată. Apartenența mea etnică n-a fost n-am privit-o ca un avantaj sau un dezavantaj în drumul carierei de actor. Deși au fost și avantaje și dezavantaje. Avantajul a fost că am fost distribuit în producții străine mult mai ușor decât alți colegi și dezavantaje că în producții autohtone au fost poate mici negocieri în a fi luat sau nu în acea producție. Am întrebat lucrul ăsta pentru că am citit un interviu pe care l-ați dat anul acesta, în care spuneați așa, la un casting mi-au zis că nu am față de român. Da. Să înțeleg că etnia aici a fost o problemă, un dezavantaj, nu un avantaj. Nu aș putea spune chiar o problemă. E vorba de o mentalitate care încă este încă se lucrează la ea, în a se schimba. Pentru că în Occident, cum bine știm, și am văzut cu toții filme franțuzești, italienești, englezești sau nordice, unde există actori de toate apartenențele etnice și oamenii acolo cumva au Oscar nu mai poți să ți înscrii filmul. Da, oamenii acolo cumva au depășit acest prag și l-au asumat și l-au acceptat. Asta spuneam și în interviu că îmi doresc acest lucru să fie acceptat și la noi la fel de mult. Mai mult decât este în prezent. Mai mult decât este în prezent, da. Nu, n-aș vrea să mă plâng acum că la orice film mă duc, mi se spune că ești tătar, nu ai ce căuta aici. Nu este așa. Dar au fost câteva momente în care mi s-a spus clar că au spus că ești tătar și n-ai față de român. Și atunci ai pierdut un rol din cauza etniei. Asta nu sună prea bine. Da. Cu părere de rău, dar am... Și avantajele? Avantaje când ați avut? Avantaje, așa cum am spus, au fost la... Doar pe plan internațional. Pe plan național, întrebam eu. Unde oamenii n-au văzut asta ca un obstacol, ci cu atât mai mult am fost distribuit și în roluri de rus, de rom, de hispanic, de redneck american. Vocea a contat? În toată această poveste cu teatrul, cu cinematografia? Teatrul contează foarte mult, în filme mai puțin. Vocea mă ajută foarte mult în ceea ce fac în cel mai mult timp în prezent. Dublajele de desene animate, voci de reclame, de voice-over și așa mai departe. Sunt scurtmetraje de Cannes în care ați jucat. Este un lung metraj. Am un scurtmetraj, se numește 41 sfert, Sfârșitul Lumii. A fost în selecția oficială de Palme d'Or pentru scurtmetraje și din păcate nu a luat premiul, dar a fost premiat în multe alte festivaluri de serie A. Asta la capitolul scurtmetraje, există și lungmetraje. Unde, apropo, iertați-mă, în acel scurtmetraj l-am jucat pe Isus. L-ați jucat pe Isus? Că tot am vorbit astăzi despre Paștele Catolic. De-aia întrebam de scurtmetrajele importante pentru dumneavoastră. Mai este un lungmetraj care mie mi-a plăcut foarte mult, se numește Să nu ucizi. Da. Este un lungmetraj emoționant care se bazează pe niște fapte reale și care trage un semnal de alarmă asupra ceea ce se întâmplă în spitalele din România. Știm cu toții povestea, da. Contează foarte mult atunci când acceptați un rol povestea, pentru că, ok, am
vorbit despre ce se întâmplă la castinguri, cum vă simțiți atunci când lucrurile nu merg tocmai cum ar trebui să meargă. Dar s-a întâmplat să fiți dumneavoastră cel care refuză un rol pe diferite motive? Nu. E mai greu să faci asta. Ne dorim foarte mult să lucrăm și sunt producții foarte puține și nu știu dacă n-am auzit nici dintre colegii mei pe nimeni să refuze vreodată un rol pentru că nu i-a plăcut povestea filmului. Cum a fost anul acesta pentru un actor? Noi am început discuția noastră văzând niște imagini de la evenimentele absolut fabuloase care se organizau în România și nu numai, nu doar de Ziua Mondială a Teatrului, ci și în general sunt foarte multe evenimente dedicate culturii, așa subfinanțată cum este ea, draga și biata de ea. Da. Anul ăsta mai greu. Cum a fost pentru un actor? Păi se face deja mai mult de un an de când trăim această, această stare care, din păcate, este încă prezentă. Pentru foarte mulți a fost și este foarte greu, pentru că singurele lucruri din care trăiau era teatrul. Da. Pentru alții care mai au și alte, să zicem... Eu, de exemplu, lucrez în dublaj, în desene animate. De la începutul pandemiei și până în prezent nu m-am oprit. Am avut continuu, pentru că în televiziune, după cum știți, televiziunea trebuie să funcționeze. Și atunci producțiile de animație au fost întotdeauna cerute. Dar pentru cei care lucrau în spațiul independent, a fost și este foarte greu. Vorbeam de cultură. Parte din cultură ține și de identitatea fiecăruia dintre noi. Am început discuția noastră vorbind despre identitatea ta tătărească și știu că în același interviu pe care l-am pomenit, ați mai spus că sunt foarte puține lucruri care se știu despre istoria tătarilor și aproape nimic despre tătarii care conviețuiesc în prezent pe teritoriul României. Eu fiind aici la conviețuieri de 7 ani, aș zice n-aveți dreptate, oameni. Știu despre tătarii din România, știu despre sărbătorile pe care ei le păstrează, dar probabil că dumneavoastră aveți o viziune diferită. De ce ați declarat asta? Am declarat asta pentru că nu s-a pus un accent mai mare pe această etnie, cel puțin la nivel cultural, la nivel de a produce un film sau de a produce un documentar sau un spectacol în care să se vorbească despre istoria acestui popor, acestei minorități. Da. Și există multe lucruri care se pot spune în acest cadru de film, teatru sau altceva. E adevărat. Așa cum se vorbește despre evrei, despre macedoneni, despre ruși, despre... Da. Noi vorbim despre toată lumea. Da, știu. Am urmărit de multe ori emisiunea. La asta mă refeream. Deci la filme, documentare despre etnia tătară, pentru că vorbeam, iată, de identitate. Și sunt foarte, mai ales din generațiile care vin acum, și sunt foarte puțini care nici nu știu ce înseamnă tătar, ce este un tătar. Deci vorbiți de filme... Chiar acum o săptămână o colegă la studioul unde lucrez m-a întrebat, dar ce înseamnă tătar? Serios? Da. Și este o fată care are 30 de ani. Vorbiți de filme care ar trebui difuzate în mall-uri, pentru că filmele de festival, filmele care vorbesc despre astfel de subiecte, ele există, dar nu ajung la publicul acela mare și asta este o problemă a distribuției. Da. Vorbim, iată, de un public și tot diferit. Tot din motive financiare, întotdeauna. Da. Vorbeam de identitate, vorbeam despre importanța limbii materne. Pe final o să vă rog să ne spuneți ceva în limba tătar. Păi am să spun la mulți ani teatrului, am să spun limba tătară. În limba tătară se spune geană sene hairlă bolsân și în traducere motamo înseamnă noul an să fie binecuvântat. Noul an să fie binecuvântat. Da. Și încheiem așa, cu acest mesaj optimist. Mulțumesc pentru astăzi. Mulțumesc și eu.
Mergem mai departe acum. Rămânem aproape de lumea teatrului și de ziua dedicată acestuia. Departamentul pentru Relații Interetnice a realizat în mediul online un sondaj despre starea artei teatrelor a minorităților naționale. Un proiect materializat printr-o serie de mesaje video ale oamenilor implicați direct în acest domeniu. Urmărim un interviu acordat pe această temă de Lațico Enică, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice. Am încercat de anul trecut să vedem efectele pandemiei asupra diferitelor persoane care aparțin minorităților naționale, sau diferitelor domenii, să zicem, care se angrenează în protecția minorităților naționale. După cum știți, în România există câteva teatre ale minorităților naționale. Avem atât teatre care sunt în coordonarea sau sub ordinea anumitor instituții publice, cum ar fi Ministerul Culturii sau autoritățile locale, dar și avem și câteva companii de teatre minoritare, private, care din păcate sunt afectate de această pandemie, de această situație epidemiologică pe care o traversăm cu toții împreună. Ne-am gândit pentru anul acesta, pentru Ziua Mondială a Teatrului, să facem un sondaj în ceea ce privește această activitate, aceste provocări cu care se confruntă teatrele, indiferent de statutul lor. Aici e foarte important de menționat că există totuși niște diferențe între teatrele care sunt organizate ca și instituții de cultură și teatrele independente, care totuși au mai mari provocări, fiind dependente foarte mult de autoritățile finanțatoare și așa mai departe, de diferite evenimente care în marea lor majoritate au fost ori amânate, ori anulate în cursul anului trecut. Am pus o serie de întrebări acestor teatre pentru a afla atât, nu doar provocările cu care se confruntă, ci și să vedem cum au reușit să treacă peste această perioadă. Și am aflat cu mare bucurie de proiectele pe care le-au desfășurat în acest an. Suntem convinși că creativitatea lor nu a avut de suferit, chiar dacă nu s-au întâlnit atât de mult cu publicul și chiar dacă activitatea lor depinde de întâlnire directă cu publicul. Sperăm totuși că și din mesajele dumnealor am dedus că totuși ei au o speranță, ei cred că lucrurile se vor îmbunătăți și că totuși au reușit în această perioadă să ofere publicului doritor ceea ce contează pentru ei, și anume teatrul. Educația în familie a fost musulmană, iar numele meu, Hamdi, înseamnă cel care ajută lumea. Sunt cuvintele actorului de comedie român de origine turcă, Hamdi Cerchez. În 1993 acorda jurnalistei Maria Terzian un interviu pentru emisiunea Conviețuiri. Astăzi îl readucem în atenția dumneavoastră alături de o invitată specială, însă nu înainte de a zăbovi câteva minute în Arhiva TVR. Sunt liber! Hamdi Cerchez, căci despre el este vorba, s-a născut pe 4 mai 1941 într-o familie de turci. A absolvit Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța și apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Să trăiesc atâtea povești prin personajele pe care le-am jucat, să întâlnesc oameni pe care nu i-aș fi întâlnit, să am emoții înainte de a urca pe scenă și apoi după spectacol și să simți cum treci printr-o adevărată călătorie e un lucru fantastic, spunea Hamdi Cerchez într-un interviu de arhivă din anul 1993, acordat colegei noastre Maria Terzian Barbu. Sunt născut pe Dunăre, unii spun că sunt născut în dreptul Vienei, alții spun că sunt născut în dreptul Brăilei, parcă e mai aproape de realitate povestea asta. Oricum, tatăl meu, care era turc, era murit acum 13 ani, era ofițer de vas și mergea pe Dunăre, încolo și încoace, și în timpul războiului și-a luat familia împreună cu el și din cauza asta se pare că m-am născut eu pe acolo prin dreptul Vienei, dar asta sună mai mult așa. Mama se numește Sabrie, trăiește, are 82 de ani și este la fel de turcoaică. Educația în familie a fost musulmană din clipa în care m-am născut și până în acest moment nu mi-am părăsit o clipă măcar.
această religie. Numele meu întreg este Hamdi Abdullah Hassan Cherkez, ceea ce însemnează Hamdi, cel care ajută lumea, prea plecat lui Allah, Abdullah. Nu știu dacă am fost în stare până acum să adeveresc numele sau nu, oricum doresc să fac acest lucru și am în sufletul meu dorința de a ajuta oamenii în general. De-aia spune, datoria vecinului ai plătit-o? Ba! Și stai așa fără grijă când te știi dator? Păi cu grijă să stea vecinul care m-a împrumutat! Că e bună și asta! Ați interpretat și rolul de turci? Nu. Nu, de-abia acum mi se oferă șansa de către maestru Berigan și profesorul Demrădulescu să joc în Tache Ianche și Cadâr. Este o perspectivă care mă onorează profund. Se pare că în sfârșit voi juca un turc, dar pe mine m-au luat de evreu după fața asta mea, așa. Am jucat poate mai mulți evrei decât turci, da. Mere dulci culese la lună și alune. Îți plac? Pe la începutul anilor 1959 era angajat ca mașinist, sufleur și recuziter la teatrul din Constanța. Deși părinții nu au fost de acord ca el să devină actor, Hamdi Cherkez și-a urmat drumul cel din tâi, actoria. Anul 1964 l-a găsit tânăr absolvent al IATC-ului și pleacă să facă un alt fel de teatru la Craiova. Am stat la Națională la Craiova un an de zile, pe urmă mi s-a făcut un dor nebun de mare și am plecat la Constanța, am stat 3 ani și pe urmă iată Andrei Șerban m-a chemat împreună cu Ian cu Lucian la Teatrul din Piatra Neamț. După aceea, deci m-am mutat la Pitești, unde am vrut să stau o singură stagiune și am stat 11 stagiuni. Revine la București în anul 1978, unde începe să joace pe scena Teatrului Național Ion Vasilescu. Prin talentul său, Hamdi Cherkez a dat viață multor personaje ale dramaturgiei moderne și universale. Eu cred că aș fi fost un foarte, foarte bun actor de comedie amară și, de fapt, sunt un bun actor de comedie. Ce curios! Îmi trece viața, cum se dea până anii, cum pierdem urma prietenilor. Se schimbă lucrurile. Mă gândesc de multe ori și mă întreb ce s-o fi ales de vechiul nostru grup. Se alătură dialogului de astăzi fiica marelui actor de comedie Hamdi Cherkez, regizoarea Melia Cherkez Marin. Bine ați venit la Conviețuiri. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă aflu aici. Urmăream împreună imaginile din Arhiva Televiziunii Române, interviul pe care tatăl dumneavoastră l-a acordat jurnalistei Maria Terzian în 1993 și vorbea el acolo despre semnificația numelui Hamdi, da. Cel care ajută lumea. Iată, acum aici în 2021 la emisiunea Conviețuire avem Melia și Camelia la aceeași masă. Ce înseamnă numele dumneavoastră? Melia este varianta europeană, să spunem, a numelui original, care este Melek. În Turcia nu veți găsi Melia, veți găsi doar Melek. În Dobrogea însă, în loc de unde ne tragem, da. Veți găsi multe Meli. Înseamnă înger, Melek înseamnă înger și Melia ar fi îngeriță, să spunem. Avem o îngeriță astăzi la Conviețuiri. Și o floare. Și o floare, da, mulțumesc. Camelia este o floare, într-adevăr. Vorbim, iată, despre apartenența etnică. Dumneavoastră veniți, de fapt, dintr-o familie mixtă. Da, așa este. Tatăl dumneavoastră urma această cultură musulmană, fiind turc, iar mama cea catolică. Noi am început emisiunea vorbind de Paștele, da. Catolic. Da. Era este italiancă. Pe da. Jumătate italiancă, tatăl ei italian, da. Niciunul dintre ei nu era un practicant fervent. Adică avea o doză de lejeritate în abordare și în acest spirit m-au educat și pe mine. Deci stând la masă cu două mari religii, am învățat să integrăm și să conviețuim, să creăm armonie și să extragem tot ce este mai
mai cu sens și mai util din fiecare. Bine, sunt foarte multe puncte comune, adică da. Dacă care vrei... ar fi? Una, două. În primul rând să gândești bine. Uh-huh. Turcii spun gândește și dorește-i vecinului bine și acel bine se va întoarce uh-huh. la tine. Evident și creștinii da. Trăiesc în același spirit. Apoi întotdeauna să dai înapoi din ceea ce primești, da? Da. Să ai grijă să te gândești la cei care nu au avut șansa, nu au avut norocul pe care tu l-ai avut. Și atunci mereu în sufletul tău să fie loc pentru asta, pentru a împărți. De altfel, sărbătorile turcilor sunt mai mult orientate spre asta decât... Uh-huh, uh-huh. Bine, nu spun că sărbătorile creștine nu sunt orientate spre asta, dar în ultima vreme creștinii au cam uitat, se orientează mai mult spre consumism decât spre... la turcii, spre exemplu, Kurban Bayram, deci bayramul, uh-huh. primul bayram principalul, este cel în care se împarte. În primul rând, asta este ideea, nu atât jertfa, cât să împarți acea jertfă și cu dușmanii tăi. Deci uh-huh. e o această componentă. Trebuie neapărat să dai și unui dușman din ceea ce mănânci. Și păstrați în copilărie toate aceste tradiții. Până la urmă, cum marcați un moment important? După tradiția și cultura musulmană sau după tradiția și cultura catolică? După ambele. După ambele. Da. Și așa fac toate familiile mixte uh-huh, din Dobrogea, uh-huh. pentru că avem sunt, multe da, familii sunt foarte mixte. Multe familii da. Mixte în este zonă. Prilej de a îți vedea familia, prilej de a sărbători, prilej de a fi darnic, de a te simți, mă rog, un om mai bun, cum încercăm cu toții, deși ar trebui în fiecare zi să încercăm să fim oameni mai buni. Da, la noi așa era. Când era Bayram, mergeam cu toții la rudele uh-huh. din partea turcă, atunci când era Paștele Ortodox, se serba în familie, pentru că bunica era ortodoxă, Paștele Catolic se serba în familie, celălalt Bayram se serba cu rudele din partea altă. Deci serbați practic sigur absolut da. Toate sărbătorile din absolut da. Toate calendarele. Și preferatul meu, Bayramul de dulce, în care se... Bine, nu încurajez să consumăm mai mult dulce, dar este foarte frumos. Este, da. Bayramul de dulce în care se consumă dulciuri și nu se sacrifică nimic. Spuneam da, mai devreme că am urmărit aceste imagini de arhivă cu tatăl dumneavoastră care amintea de familia lui, familie care nu a fost tocmai de acord cu această carieră pe care el și-a ales-o. În cazul dumneavoastră, cum a fost? Nu a fost de acord. Nu a fost de acord. Nu, tatăl meu a spus prea mulți artiști. Deci mama mea a terminat facultatea de litere și lucra și ea în teatru ca secretar literar. Da. Și tatăl meu a spus, nu, sunt prea mulți artiști în această familie. Eu, bineînțeles, voiam și eu să fiu pe scenă. Uh-huh. Voiam să fiu balerină. Eram talentată și îmi plăcea. De ce nu actriță? Și tata îmi spunea, copiii actorilor nu sunt actori buni. Deci n-ai cum. Și eram și foarte deșteaptă, învățam foarte bine și atunci m-a orientat spre o carieră științifică. Dom'le, tu trebuie să faci ceva care să fie meseria aceea brățară de aur. Am cochetat cu ideea asta de a deveni medic o lungă perioadă. Am terminat un liceu de științe naturale uh-huh. și apoi am dat la regie de film. Și... asta a fost. Și deja restul este istorie. Și deja restul este istorie. Nu prea au fost de acord, dar i-am convins că pot să fac asta și iată, astrele mi-au surâs și chiar am reușit să fac o carieră în domeniul ăsta, în televiziune și na, totul e bine când se termină cu mine. Ați venit aici cu câteva fotografii. Prima amintire care vă vine atunci în minte când vorbim despre Hamdi Cerkez. Cel mai darnic om pe care l-am cunoscut. De câte ori ieșeam să ne plimbăm, nu exista să nu găsească un om căruia să ia de mâncare. M-au încurajat să ajut orice formă de viață, de aceea și în ziua de azi sunt voluntar la adăpostul de câini și am strâns tot ce se poate strânge animal viu. Am încercat să-l ajut. Tata era un suflet luminos, așa, un om bun, generos. Era și un spirit combativ și avea un temperament coleric. Uneori era greu să îi stai în cale, dar da, un om foarte bun. Un om foarte bun și încheiem așa, cu această imagine și cu acest mesaj de a fi alături de ceilalți. Mulțumesc pentru astăzi și vă mai așteptăm aici.
cu mare drag. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi și aș mai vrea să mulțumesc cuiva la final de emisiune. Este o persoană specială, se numește Tiberiu Marcu și vreme de 27 de ani a fost organizator de producție la secția Alte Minorități și organizator de voie bună, aș mai adăuga eu. Este ultima lui zi în TVR astăzi. Mulțumim, Tibi, pentru tot și pensie lungă. Sunt Camelia Văcaru, săptămâna viitoare vă așteaptă aici Teodora Drăgoi. Pe curând!